De ce? Deci nu e nimic. Ce ați auzit de dumneavoastră? De unde sunteți? De la evenimentul. A, de la evenimentul. Nu am auzit cu și mașina asta gri chiar a unei doamne care era cu noi la petrecere. Noi avem o petrecere de ziua cuiva și eram afară și când l-am auzit bubuitura. Și asta era parcată tot prin trotuar. Nu știu, cred că avea viteză foarte mare de scos o ca să o scoate așa în stradă. Deci era parcat aici, pe partea cu care suntem noi. La rând cu astea era una după alta parcate. Și pe aia au scos-o în stradă. Știți cumva, șoferul a fost testat? A fost testat, dar nu era băut. Deci din câte am înțeles. Și cum a motivat dumnealui? Nu știu, că n-am fost lângă el când a vorbit cu domnii polițiști. Mă, la noi se poate întâmpla așa ceva. Cătălin, cineva a tractării auzită, cunoști? Doamna, aveți o... este cineva cu platforma? Lădeți, mie, ai o mașină de aici, la mine. Acolo e închisă și portiera asta e închisă. Dă-i numărul meu. Nu sparge ăsta, că ăsta nu vine. Mă Săran, spune și mie ce s-a întâmplat. Un accident. Vezi mărcile mașinilor? Vezi cumva? Deci, Fiat și Dacia. Mergem cu dumneavoastră?